aveți un motiv întemeiat pentru care nu ați putea fi prezentă la Protevelion? Nu. Nu există niciun motiv pentru care să nu fiu prezentă alături de prietenii mei să sărbătorim Revelionul împreună. Ce nu ați face niciodată la un Protevelion? Nu aș sta pe scaun. Cum nu ați veni niciodată îmbrăcată la un Protevelion? În blugi cu pulover. Aveți o amintire amuzantă pe care ați pățit-o la o petrecere de Revelion pe care puteți să ne povestiți puțin? Da, am fost la o petrecere de Revelion undeva în Franța, unde eu m-am gândit că o să fie ceva extraordinar de elegant și am plecat din România cu o rochie pe care mi-a făcuse Doina Levințaș, care era absolut superbă și pe care am cărat-o într-o husă până acolo și așa mai departe. Era acum foarte mulți ani, ceea ce dădea, cum să spun, o... părea și mai complicat decât ar părea acum. Și când am ajuns acolo, de fapt, petrecerea era într-un loc cum ar veni, nu știu, o casă de cultură, să zic, din localitatea respectivă și toată lumea era în blugi cu pulover, by the way. De ce ar trebui să se uite oamenii la Protevelion? Pentru că este o seară în care pot avea parte de un spectacol excepțional.